E că unele plângeri înregistrate la prefectura județului Hunedoara sunt mai degrabă desprinse din filmele de comedie, însă niciuna nu se compară cu depeșa înregistrată în această dimineață de un hunedorean. Radu Doru, dacă ăsta e fi numele real, alias prințul William Ferdinand Andrei, născut la Hamburg, în Germania, și potrivit datelor scrise aproape indecifrabil, licențiat în trei științe juridice, s-a prezentat astăzi la prefectură cu o petiție de-a dreptul hilară. Omul are pretenția ca statul să-i pună la dispoziție un mijloc de transport cu care să ajungă la București pentru a participa sâmbătă la nunta fiicei președintelui Elena Băsescu. Și pentru a fi sigur că nu ratează marele eveniment, prințul de Hunedoara a cerut ca plecarea să aibă loc mâine la ora 10.30 fix. Omul cere statului să îi se asigure și o cameră de hotel la București, unde să-și petreacă noaptea dinaintea marii petreceri. E drept Hunedoreanul, dacă o fi Hunedorean, nu precizează de câte stele să fie serviciile hoteliere. În schimb, așa zisul prințul William Ferdinand Andrei și-a dat frâul liber pretențiilor când a ajuns cu petiția la capitolul ținută. Bărbatul a solicitat ca statul român să i asigure un costum negru, cămașă albă, cravata asortată, pantofi și ciorapi negri. Nu a uitat, bineînțeles, nici de lenjeria de corp, dar aici a lăsat la latitudinea statului să stabilească ce culoare vor avea chiloții pe care îi va purta. Petiția prințului Hunedorean, de care nimeni nu a știut nimic până astăzi, se întinde pe șase pagini. Omul și-a lăsat și un număr de telefon pentru a fi contactat, însă în tonul tuturor celor scrise, nici măcar acela nu este real. Potrivit legii, Prefectura Hunedoara este obligată să-i ofere un răspuns hunedoreanului într-un interval de 30 de zile, iar nunta Elenei Băsescu este sâmbătă, adică peste două zile. Așa că reprezentanții guvernului în teritoriu au norocul să iasă cu obrazul curat din toată tărășenia, scăpând în același timp și de o eventuală reclamație în instanță din partea prințului nemulțumit că statul nu i-a asigurat participarea la mărețul eveniment.